Mulțumesc. Hai să vă informez. O problemă. A venit Enelu, acum știți că piața energiei electrice este liberalizată. A venit Enelu cu o ofertă către populație și către noi. Cred că noi, primăria o să face contractul, ei nu cu EON-ul. Cu cine? Cu Enelu. EON-ul, de exemplu, noi plătim casnicii, plătim 0,42 de bani kilowatt. Da. Noi casnicii. Enelu o să dea cu 0,36. Fără rară, frătele. Cam nu mai mai deci aș bani ăștia, intră și certificat din aia verzi și tot. Tot. Dar zice prețul. El, de fapt, îi dă curentul cu 0,15 bani. Dar de acolo îi dă certificat din verzi, din toate acelea care nu știu. Taxe de transport, taxe de mentenanță. E 0,36. Și ora actuală are 20% mai ieftin. Cine e interesat, e un număr telefon, sunt niște prieteni la față, sună și îi face contractul, îi trebuie ultima factură de la energie electrică, cu vorbim în bulea. Să-mi arpi, să-mi iar. A fi sunt de racordare, în cerică, ce e? Sunt locurile de casă, proprietăți. Sunt singuri? Sunt singuri? Eu am dat din loc din lui. E și ieri de este. M-am interesat și ieri de este, cu mai mult scurt ca el. Are 0,15 kilowatt, dar la care se adaugă taxe de transport, taxe de mentenanță. Taxe de existate Am informat consiliul local pe ei. Ca să știți și populația, Să mai întâmplă. Din cauza vitezei, a stresului. Da, e mică. Da, bă, a fost pe de față. S-a tras o ședință. Mă rog, la reprezintă. E o ședință bun și o ajutăm. O să spunem ședința. O să propunem modificare la urmă. Vreau o automatică fi. Atunci trebuie modificat. Haideți să intrăm. Deci, ați primit toți materialele și cred că comisiile și-a făcut datoria și care au fost la ședințele de comisie au fost, care nu, asta e. Nu avem ce face. La Comisia de Agricultură, proces verbal pentru comisie, nu mi-a dat. Decât... Nu mi-ați cerut. Dar eu trebuie să vă cer, problema mea. Mi-a spus să fac cum avizul de... Păi avizul și procesul verbal că v-ați întrunit, dumneavoastră știți că mă întruniți cu ce? Procesul verbal, nu facem. Cu
găsit-o fără repede și îmi deci, imediat, hai că-l facem, domnule, nu-i nicio problemă. Dar nu ceream, că doar la faptul că nu-i cerea, a venit dumneavoastră. Da, știu, dar am zis că dacă nu sunt spontan. Așa că nu zic că numai... Asta a fost la pontare. Deci, din cei 5 consilieri suntem... Ce? Și pe partea? A 15 va fi validat astăzi. Deci e vorba de domnul ciocătorul Sonică, în locul consilierului domnul consilier Boacă Francis. Deci... Și a fost la câta bătaie pentru comisia... Pentru ce? V-ați războit atunci? Le, ne-am războit, că nu știam dacă... De nu știați. Le, nu știam, cum nu știam și, și altele. Le. Și amândă, nu mai e. Deci rog să-mi permiteți să vă informez și că... Domnul primar, numai puțin dacă îmi permite. Ne-am războit și ieri vrea să-și dea demisia cât e de greu. Pentru că... Păi da, eu l-am găsit aici, n-am găsit la ședința asta de comisie. Și se plânge, am spus, da, tu crezi că păi, ești ca la pupitru? La bani ați văzut că nimeni nu s-a mai înscris. Dar să știi că nu-i greu, e foarte greu. Și ca să formăm, trebuia de nu știu când să facem. Că e foarte greu, știi? E greu, numai numai de Emilia să o trimitem peste tot și el are încă colegi, are o grămadă de ăsta care îl ajută și e foarte greu, numai bețe în roate ne dă. Și început, haideți, domnilor, haideți că e greu, orice început e greu. Haideți, eu care vreau. Hai să vedem așa. Păi, da. Deci, având în vedere problemele supuse pentru analiză, așa cum aș vrea la cunoștință din imitația transmisă, vă rog să-mi permite să vă prezint următoarea ordine de zi. Deci, la punctul 1, proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului... Trecem atunci direct la primul... Nu, să votăm procesul verbal, că cred că l-a citit toată lumea. Dacă aveți comentarii pe subiectul ăsta. Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Dacă nu aveți voie. Nu aveți voie. După ce vă validăm. Dacă nu mai sunt și... Dacă mai sunt alte propuneri pentru ordinea de zi. Dacă nu mai trecem la primul punct, la ordinea de zi. Supuneți și ordinea de zi la vot? Da. Păi ajunge să aici. Haideți că vă... Nu mai sunt alte probleme? Nu mai sunt alte probleme, am spus că nu mai sunt. Dacă nu mai sunt alte probleme, trecem la zi votarea ordinii de zi. Cine este pentru? Contra? Să abține cineva? Mulțumesc. Deci, încredere și trece la punctul numărul 1. Este ce avem, domnul președinte, procesul verbal. Păi nu l-am votat de procesul verbal. Este imaterial aici. Este imaterial. Este. Deci la punctul 1, așa cum v-am informat, este vorba de încetarea mandatului de consilier local al domnului Boacă Francis, membru PNL și declararea că a mandat la locul ei. Acestea în Consiliul Local al Comunei de Județul Bacău. Deci, domnul consilier Ionel Gheorghe, președintele Comisiei de Specialitate pentru a prezenta raportul de avizare. Da, Comisia de Buget Finanțe a dat aviz favorabil. Deci, dacă cineva are comentarii la acest subiect, dacă nu, să pun la vot cine este pentru, se abține cineva. Contra? Nimeni. Deci nu toate de vot, să pun la vot. Așa. Deci se aprobă cu 15 voturi. 14, dacă vă domnule. Trecem la punctul 2 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ciobotaru Fănică, membru suplean pe lista PNL, în cadrul Consiliului Local Comunei Județul Bacău. Are cuvântul domnul Ionel Gheorghe, deci a dat. Cine vrea să ia cuvântul? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Aici, stai așa. Aici... Să depun în jurământ. Păi, buletinul. Comisia de validare formează din domnul Ionel, domnul Petrișor, cine mai e?
Comisia de validare. Să vin aici și vadă buletinul, să vadă. De apă nică să nu jur strâng. Boacă Leonardo, Roy, Costică, Neniu Constantin, Petrușo, Claudiu și Onel Dior. Să nu ții de ce de aici. Nu o să ne mai deplasăm când facem un tărăboi așa. Atunci vă dau la semnat. Vă uitați, i-a arătat buletinul să vedeți care domiciliu. Vă arăt procesul verbal. Extrag din procesul verbal al becului în iunii. Știm că azi. Vă mai arăt după procesul verbal? De ce din poliție? Domnul de la rotare, mai așa. De ce? Nu să zic că... Nu-ți mă vorbă. Corect, așa e. Dar aia e încă, dar nu știu. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Dar nu că aici am credit la rotare. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Dar nu am uitit ceva. Așa, dar și ne. Te atacă, vezi? Domnul Ciubotaru. Domnul Ciubotaru. Domnul Ciubotaru. Da? Veniți aici. Vino pe partea asta. Poți fi pe oameni. Invitați-mi. Da, trebuie să-mi semnați. Semnați, domnul. Nu vreau. Ați comisia. Comisia de validare. Dar mi-a adus coral. Semnați unde o fi. Nu contează. Și acum citiți jurământul. Mă fii glina, nu? Domnul Damian. Se depune un jurământ, da? Atunci citesc asta? Conformitate se prevede articolul 7 din legea numărul 393-2004 privind statutul alesului și să merg următorul jurământ. Jur ca să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Tuzi. Așa să mă ajute Dumnezeu. Deci, luați loc? Îl pun la vot. Cine este pentru? S-ar ține cineva contra? În unanimitate. Trecem la punctul 2 al ordinii de zi, proiect de ordine primit. Să știți că chiar trebuie punctul 3. Proiect de ordine privind revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 116 din 22.12.2016. Domnul Ionel. Hotărârea se referă la norma de hrană a polițiștilor. Noi am făcut, atunci am dat o nouă hotărâre, identică cu precedenta. Și norma acordată în comisie și în Consiliu de data trecută nu corespunde cu legea 150. E mai mare? Nu, e mai mic. E mai mic. Și atunci o anulă pe asta și rămâne cealaltă. Noi am dat aviz favorabil pentru revocarea. Pentru că se creează și niște lucruri. Și mie pot să intervin. Da, nu deci, cu privire la această lege, după ce s-a votat, am studiat cu domnul Sandu, Dumnezeu să ierte, și așa scria legea. Dăm suma de 32 de lei cât era votată și acolo scria, putem să le-o dăm pe o lună, două, trei, dacă avem buget tot anul sau nu le dăm deloc. Și ca să nu le dăm, mai bine mergem pe legea veche, că nu poate să ne dea în judecată, că dacă ne dădea în judecată, câștigau. Că uite ce zice ultima lege, trebuia respectată suma. Și nici să nu le tăiem banii, mergem pe hotărârea veche. Sau, dacă nu, votam pentru două luni, trei luni, că bani nu prea sunt. Nu se înghesuie oamenii, sunt nici bani de salarii în acolo. Nu se înghesuie să vină cu bani la... Ce pot să vă mai spun? Acum au venit jumate din populație și
majoritatea la sobrietate îți plecați în străinătate. Nu știu, până la urmă din 9.000 o să ajungem 4.000 de oameni la salubritate, nici nu știm cum să o scoatem. Dacă vă uitați pe cereri... Factura de la Roprez de decembrie de pe acum. Pentru a intra. Și de-aia zic că să nu ne aruncăm cu banii. Mergem pe treaba asta în continuare și atunci suntem acoperiți. Care a fost votată. Da, domn primar, dar vrea să vedem și eficiența poliției. Deci, ca să îi vedem o leacă pe stradă, nu numai aici la... Pe asta o să vedem. Acum, cred că aici sunt, o să fie 5, o să ne gândim, poate hotărâm să le schimbăm mașina, să o inscripționăm. Este la latitudinea dumneavoastră și mai există o lege care nu dă voie să mai facem corespondența, să împărăștem corespondența prin poștă, în comună, care... am plătit pe decembrie 10.000 de lei corespondență, că e culmea, se pune plicul la poștă, se trimite la Bacău, de la Bacău vine înapoi la kilogram și am plătit 10.000 de lei pentru o lună. Păi cu 10.000 tot anul benzină și când împarte poliția, punem poliția locală să împartă corespondența prin sat și atunci și vede ce se întâmplă. Eu zic că de aia vreau să vă informez, poate veniți cu propuneri mai gândesc mai multe părere, mai bine. Eu așa am gândit că este bine și dacă e inscripționată mașina, să le ridicăm puțin și prestigiul lor ca să putem, că e nevoie. Acum știți și dumneavoastră cum se aruncă și cum... Uitați, cu mediul deja am început să fotografiem, să-i anunțăm. Sunt cazare de țuică, funcționează fără autorizație, au poluat, când ne-a zis, zice că da, așa merge, când vedem, n-au nici autorizație, nimica. Și trebuie odată și odată să rezolvăm, că vine și amenda la nivel de primărie și s-a mers cu până la 30.000, de la 30.000 la 50.000 pentru unități administrative, dacă nu luăm noi hotărârea. Și la mici persoane. Și la persoane fizice până la 30.000 de la Cine vrea să mai ia cuvântul? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Se abține? Contra? 15. Deci, în unanimitate, da? Trecem la punctul 4 al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind primirea municipiului Onești în calitate de... Deci cu modificarea municipiului în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare, ADIP, și modificarea actului constitutiv și a statutului acestuia. Are cuvântul domnul consilier Ionel Gheorghe, președintele Comisiei de Specialitate, de a prezenta raportul de avizare. Comuna Oituzi este membru în ADIP de la înființarea ADIP-ului. Municipiul Onești nu. ADIP se referă la apă și canalizare. Municipiul Onești nu este. A depus cerere să devină și ei membri al acestei asociații, iar primirea de noi membri se face conform statutului, vot în unanimitate. Trebuie să fie de acord cu toți membrii ceilalți care sunt în ADIP, trebuie să fie de acord cu primirea municipiului, cu primirea unui nou membru. În speță municipiul Onești. Iau probleme mari cu apa acum la Onești. De asta s-au scris și ei aici la Onești. Și prețul este foarte mare la Onești. Da. Deci acum operează un lichidator. Și ca să intre, ei vor să predea la praf. Dar până nu primim toate comunele care suntem membri ADIC, nu poate să... Așa se cere și nouă, se cere acordul pentru primirea municipiului Onești. Acordul se dă prin hotărâre de Consiliu Local, iar această hotărâre va fi prezentată de domnul primar atunci când va fi convocat la adunarea generală a DIP. Urmează și un punct de genul ăsta prin care nu putem nici pe domnul primar să să reprezinte comuna și să voteze acolo. Așa că noi am dat aviz favorabil și de acord ca municipiul Onești să facă parte. Mulțumesc, domnul consilier. Cine mai vrea să discute pe marginea acestei subiect? Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Se abține? Contra?
trecem la punctul 5 al ordinii de zi, care ne hotărâm privind aprobarea programului manifestărilor cultural, artistico, religioase, ce se vor desfășura în cursul anului 2017. Domnul Gabor Marius, i-a fost favorabil, cine vrea să ia cuvântul? Și comisie comunitară. Și două amendamente. Domnul Ionel. Și eu vreau să iau. Da, domnul Ionel, vă rog frumos. Comisia Economică și a avut în dezbatere proiectul de hotărâre, pentru că e vorba și de bani alocați pentru manifestările culturale. Noi am fost de acord și am mai propus, am făcut o propunere suplimentară față de două de fapt, față de ce era prevăzut de domnul Oprea în programul cultural și am zis așa, să facă și festivalul de plăcinte de la Vârstă, în care să se acorde suma de 5 de lei pentru susținere, pentru organizarea acestui festival. Aș vrea eu să fac o remarcă. Toate manifestările culturale reprezintă emblema și blazonul Comunei Oitus și e bine să le facem, pentru că lumea așa va ști de existența noastră și de capacitatea noastră de a organiza. Și în afară de festivalul de plăcinte, care vă rog să-l analizați și dumneavoastră să vă gândiți, noi am făcut propunerea să-l votăm cu suma de 5 de lei. Am mai propus să se introducă pe programul de manifestări culturale și focul de pași de la Poiana Sărată, care e o tradiție de aproape 200 de ani. Nu trebuie să alocate niciun fel de fonduri, numai trebuie să-l avem în vedere ca să putem să facem organizare, că s-a ridicat problema la un moment dat. Să nu se propagă un incendiu din cauza focului. Și atunci trebuie să avem o supraveghere mai atentă cu pompieri sau știu eu cu cine. O să cerem aprobările respective, dar am propus să fie inclus acolo fără să atragă cheltuieli. Totul se face cu efortul cetățenilor din comun. Au depus cei de la Colping, dacă trebuie un pic să luați o cerere. Partea la... Cine vrea să mă ia cuvântul la acest subiect? Domnul Dorel. Domnul Dorel, aici la punctul 6. Sfânta zi a Învierii, concerte curare în biserici. Nu știu de ce a pus domnul Ope, dar dânsul... Unde? Bolnav. Da. Nu știu de ce a trecut 17 aparata 2017 și 28 aparata 2017. Pentru că, din câte știu, anul acesta faci 36. N-a schimbat calendarul domnului vostru, de acolo. Eu asta am fost să spun, mă gândesc că graficul cumva o fi grafic. Nu e o problemă asta. Așa, bun. Asta ar fi una. Văd că pe mult notarul Iisus participă la foarte multe activități în afară. Dar transportul trebuie să-l plătim noi. De asta vreau să întreb, dacă suntem solicitați de Consiliul Județean Bacău, suntem invitați, normal, nu trebuie să plătească Consiliul Transport, plătim noi, aici vreau să întreb. Dar nu organizează Consiliul Județean aceste activități culturale în celelalte localități, așa că... Nu, stați un timp, vă dau vizie, uitați primul. Vin florile cu soare, soarele cu flori, festival de cultură, aprilie națională, Muzeul Satului București, Muzeul Satului Cultural, 1000 de lei pentru transport. Asta înseamnă că sunt dedicați. Dar cine organizează? V-am spus cine, Muzeul Satului București. Domnul Zare, și eu l-am întrebat, dacă îmi permite, și eu l-am întrebat. El a mai trecut niște sume estimative, că el totdeauna tranșează. De multe ori, dacă ați observat în decursul anilor, au mai rămas. Dar noi trebuie să participăm ca cămin cultural la anumite festivități. Ne cere și pentru dezvoltarea căminului, totdeauna ne cere ce activități aveți de vreți să schimbați căminul, să-i reparați ăsta. Și atunci, de aia să participă la Iași cu artă populară, punem o mașină și duce femeia cu covoare, cu ăsta. La Slănic de două ori, am fost de pildă acum, lângă Moinești, la poduri. Acolo la poduri le-au dat mâncare, le-au dat prime, dar transportul a trebuit noi, că ne-am dus și ne-am prezentat. În obiceiul nostru de a duce aceste activități sau suntem invitați? Păi suntem invitați. Noi invităm și suntem invitați. Exact cum e și schimbul cu Găiceana. Între șefii de cămin, dintre directorul de cămin, există așa o înțelegere. Și ce aș vrea? Nunta de aur. La o ședință anterioară am stabilit că nunta de aur să o fixăm de 1 octombrie cu ziua internațională a vârstnicului.
Aici văd că e pus în 1 noiembrie. Probabil că... Păi schimbați-o și schimbați-o dumneavoastră, că de-aia aici schimbați-o cum am hotărât. Așa, am hotărât prin 1 a 10. Schimbăm data și da. Noi o aducem la cunoștință, lui ăsta. Se scrie. Da. Da, atât. Așa. Între timp a mai venit domnul de la Colping și mă gândesc ca să nu mai avem noi nicio... să mai facem încă o hotărâre de consiliu. Uitați de o hârtie acolo cu... Este aici la mine acum, da? Vedea că trebuie analizată mai poate, să o punem într-o ședință. Da, eu totdeauna, de, când a fost da. De 1 iunie, de ziua copilului, s-a organizat la stadion sau concurs și asta. Și eu totdeauna am mai dat de la mine. Păi, pentru domnule, pentru un suc, pentru asta, e, spune, bani numai pentru diplome, pentru asta, pentru sucuri, pentru asta. Păi, aia totdeauna am mai dat eu, Marius, puteți să întrebați, eu totdeauna am mai dat eu, Marius și ăsta, și acum au venit. La programul artistic, la 16. Și acum vin la programul artistic și le dăm vreo 15.000 de lei. Dar puteți dea 4.000. La mea programul artistic și sportive, pe 1.6.2017, stai vorba. Îi aloca numai 2.000 de lei pentru diplome și premii. Asta. Și Colpico a mai cerut suplimentare de bani aici. Am mai cerut pe lângă ăștia, la sfârșit de an, am mai cerut pentru de 15 august, o sumă de 5.000. La aia am trimis aici. Aici suplimentăm și rezolvăm problema. Să suplimentăm aici și pe 15 august avem bani separat. La 15 august și vedem cum facem de acolo. Da, da, da. Păi, atunci punem la 15 august o sumă mai mare. Păi am pus mai mare, 50.000 de lei am pus. Și atunci rămâne asta mai... 50.000 de lei. Și asta suplimentăm cu 2.000 de lei. Pentru 1 iunie. Și pentru 15 august au solicitat ei 5.000 să fie din aia 5.000. Da, să luăm de acolo, de la manifestările noastre. Da, da, e centenarul și... Acolo, oricum, dacă este centenarul, de... la ridicarea de buget, o să suplimentăm bani. O să fie acolo, cred că o să vină cineva și din minister. Da. Deci supun la vot. Cine este de acolo? Da, hai să luăm pe rând. Aici, la punctul 10. Da, suntem la scoare. Pentru ele, la Bubuș. Păi, dar tu supui la vot. Nu e de la lui. Și anume? Poți un pachetel. Păi da, dar până la București, 1.000 de lei. Până la București, 1.000 de lei. La Bubuș și de mai multe persoane. Mai multe autobuz. La Băuș și autobuz și la București microbus sau mașină mică. Da, și la București e mai ieftin de transport acolo în ăsta, când ne-am văzut noi în comisie și la Băuș e mai scump. Și Băuș e mai aproape din cât probabil. Da, cred că la Băuș e mai mult, domnule. Și mai departe. Cine știe cât să duc. București la... Și ar fi punctul 16 aici, la programul artistic și de an școlar al elevilor. Care se șoferă la cabinet cultural. Spuneți-mi tot. Nu este trebuie nicio sumă, dacă se poate. Nu se organizează. Doar pentru premiat, dacă se poate cu un diplom sau o carte acolo. Aici a fost inițiativa pentru premiat. Mai puțin. Cu inițiativa aceasta a venit domnul Petrișoară, o să inițiem un proiect de hotărâre luna viitoare, cu premii. Cine ce mai bun școlar, se va aloca o sumă. Deci de la școlar și... Da, luna viitoare la inițiativa domnului Petrișoară, un proiect de hotărâre. Discutăm în ședința următoare. Mulțumesc. Deci dacă mai e cineva, domnul Petrișoară. Am o rugăminte către domnul director. Ar fi bine să promovăm toate aceste activități. Avem site acum nou. Fie dânsul, fie să numească unul dintre participanți și să facă un articol. Să-l publice pe, după aceea să fie publicat pe site. Să promoveze aceste activități și copiii. Pentru că rămân în anonimat și lumea nu știe ce se întâmplă, ce fac copiii, tinerii și adulți în partea culturală din comuna noastră. Păi, domn Petrișor, puteți să vorbiți la școli, oricum. Asta facem, deci facem programul tot și dăm lui domnul Magde că am zis că am făcut și site-ul primăriei și să-l pună pe site-ul primăriei. Dar nu numai programul. Deci la fiecare activitate să se scrie un articol. Eu am văzut la fiecare birou, se întâmplă ceva, să facă cetăți și el le bagă. Care să pricepă. Să facă 2-3 fotografii, deci din partea dumneavoastră, dacă veniți cu ceva, îi dați și el
vine și depune fotografiile și postează pe site-ul primăriei. Deci orice consilier, dacă dorește și are o inițiativă, i-am zis, merge și îl pune pe site. Dar până acum sau și lucrători din primărie, să dau ceva, vor să pună, dar se mișcă mai greu. El este... nimic cu domnul Oprea, dar trebuie să gândească că are o vârstă și ar trebui promovat oricum cineva mai tânăr, care acum, hai să fim serioși, sunt un film de acum, filmații, de la o vârstă la care nu mai sunt cinstiți, suntem așa, în parte, mare parte, epuizați. Și mă apuc eu de să fac, cum spunea domnul Petrișor, să intru pe site, să facă, care nu mă pricep. Eu nu mai trăim în vremurile astea în care toți copiii știu ce aia. Suntem depășiți de situație. Așa și domnul Oprea. Trebuie să lăsați acolo să căutăm un tânăr care se ocupe de activitate culturală cu tinerii. Am avut vorba aia, știți, prea bine care sunteți mai de vârsta mea. Și domnul fost primar și domnul Ionel și tot. Am avut instrumente muzicale la acest cămin, începând de la vior până la acordeon, baterii, chitări, mandolini și altele. Văd că acum nu mai e nimic încă la căminul la cultura. Păi s-au casat, s-au spart, s-au uzat, s-au ajuns. Da, 45 de ani. Da, domnul primar, dar știți care-i treaba? Se putea reînnoi la câți bani s-a alocat de vremuri, deci puteam cumpăra. Haideți să ne gândim și cei mai tineri care sunteți în comisia de specialitate. Căutați-l pe cineva că să ia așa din mers atribuțiile și toți absolut pe lângă domnul Oprea, ca să avem pe cine trage la răspundere, așa domnul Oprea să mă ia de Dumnezeu. N-am nimic cu el, da. Hai, domnul Damian. Nu mai. Dacă nu mai sunt... Trebuie să luăm modificările propuse pe rând. Trebuie să avem un aminte. Că noi ăștia bătrâni trebuie să ne așteptăm la critici de acum. Așa e și domnul. Cine s-a gândit? Haideți să luăm la domnul Sandă sau la domnul Mănăilă, care e ce mai are prin jur niște oameni. Da, am înțeles, da. Cât are? Nu are nici 60 de ani. Dar are 51. Deci, în primul rând, domnul Ionel a propus festivalul de la Plăcinte, includerea în program, da? Așa, deci să punem la vot, da? Dar care e estimat suma? Că trebuie să trecem la 5.000 de lei. Nu a trecut-o acolo. 5.000 de lei. Deci, domnul... Modificarea asta, cine este pe focul? Păi le luăm pe rând. Domnul viceprimar a mai propus, cu efortul cetățenilor. Cine este pentru? Da. Așa. Schimbarea datei la nunta de aur. Cine este pentru? 1 octombrie. E normal. Așa. Domnul viceprimar a mai propus schimbarea adăugat acolo, deci am mai propus schimbarea. Și suplimentarea la punctul 15, de la 2.000 la 4.000. Da. Cine este pentru? Da. S-abține cineva, nu? Mai e atât. Deci haide să aprobăm în total proiectul de modificare ulterioare. Cine este pentru? S-abține cineva? Contra? Deci trecem la punctul 6 ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a patrimoniului asociat de dezvoltare intercomunitar pentru salubrizare Bacău. Știți prea bine că de fiecare dată, domnul Ionel, noi am plătit cotizația aia, deci nu cred că să fie o problemă. Aveți cuvântul, domnul Ionel. E neschimbată, e aceeași matură. Este aceeași de 2500 de lei. Vreau să informez colegii că noi am fost am fost membri fondatori a acestei asociații. Și organizații pentru a fi în continuare, rezultatele sunt și văd, e organizare. Mai sunt și lucruri de ajustat, de îmbunătățit, dar la noi funcționează, a zis. Și plătim în continuare cotizație de 2500 de lei pe an, lucru pe care l-am avizat favorabil și vă propun și la astăzi să votați. Dacă este cineva să mai ia cuvântul la această zi, dacă nu, totul la vot. Am plătit în fiecare an suma. Fiecare an. Și este pentru să abține cineva contra. Trecem la punctul 7, ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2, document
cu depoziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Aici e problemă mai... Aici e mai complicat. Are cuvântul domnul Ionel. Da, am dat avis favorabil, dar trebuie niște explicații mai bune. Eu las mie ca pe domnul primar să le spună. E vorba de acondițional, nu avem modelul acondițional, dar are niște implicații și domnul primar a participat la Bacău la discuții și... Deci, la Bacău se face pe repede înainte, tot așa, zice, păi nu, n-a reușit să treacă la... autorizarea unor stații de sortare, să merge în continuare cu ăla, dar propune ca la jumătatea anului să se facă selectivul și să... Și până asta s-a ridicat puțin sumele, știți? Dar pe noi nu ne afectează, știți? Nu m-a pus peste la oraș 20 de bani și la noi era 10 bani, ca să fie sigur că... S-a modificat ceva, știți? Dar în rest să respectă cam cererea de an programat. Problema este că n-au reușit ei, nu se înțeleg la... Problema este că nu s-au înscris toate comunele și au încurcat sistemul ăsta de nivel de județ. Că dacă erau înțelegători, așa a făcut Comăneștiul, n-a vrut la început, da. Dărmăneștiul, Moineștiul, Șoaneștiul. Au bătrânit de treabă. Dar astea sunt localități mari, care au încurcat la nivel de județ. Noi participam atunci la ședință și ne spunea ce invitație are. Asta e problema. Se tot amână ședința. S-a tot amânat ședința să se discute pe concret până și selectarea, la nivel de comună, selectarea deșeurilor, deci colecționarea deșeurilor selective. Dar până nu aduce contrarie, dacă nu aduce ei contrarie să ne doteze, n-avem cum să facem. Păi n-avem și de-aia tocmai ei se luptă să le facem de la nivel de ăsta și atunci scade și se reduce și cota de... deșeuri. Noi avem o cotă, e o lege, unde trebuie cu 15% în fiecare an să reducem cantitatea de gunoi. Anul ăsta a trebuit să iau suma, cantitatea de gunoi de anul trecut, care a fost de 1150 de tone, virgulă nu știu cât, și noi ne raportam înainte, care era 153 de tone când era mașina aia. Și a trebuit să ne discutăm cu cei de la Bacău, să vorbim și cu garda de mediu, ca să începem de la punctul zero. De aici să începem în fiecare an scăderea cantităților selective. Și acum se discută, dar merge tot pe bazinul ăla. N-a început încă depozitul selectiv și a mărit ei suma. În continuare, dar pe noi nu ne afectează. Da, oricum, putem să semnăm atât. Dar trebuie să o semnăm că e ăsta. Asta mi se cere nouă să... Și ăsta nu ne afectează pe noi la nivel de comun. Nu ne afectează decât cu aia 7 bani până la urmă de taiet, conform graficul care l-am discutat. Și ăsta se e grafic. Da, noi ne-am însușit graficul ăla. Comuna Oituz, pot să vă spun că Comuna Oituz e dintre primele comune care își respectă obligațiile. Dar e corect așa. Este la Dărmănești, este o problemă, sunt datori pentru că ei e considerat oraș, în Consiliu s-a hotărât suma de 5 lei, cu toate că el e 9 lei și ceva, deci noi suntem față de Consiliu, ce a hotărât Consiliul, noi nu avem nicio datorie la ADIS. ADIS o pui în judecată pentru că zice schimbați-vă statutul de oraș în comună. Și pentru că nu poți să faci... Nu poți să schimbi statutul. Existând un statut și un contract semnat, nu poți să-l schimbi, oricât ai vrea. Ei te dă în judecată și... Sunt acțiunul pe care se tramită la nivel de oraș, dar nu poți să-l iei. Da, și foarte greu. Și acum ei sunt cu datorii foarte mari. Și de aia apar ăsta. Și ADIS-ul e bun, pentru că noi dăm bani acolo, ei fac niște, ei caută să facă economii, că țin raportări, am dat raportările, ne dă toate raportările, că e cântăresc, cât ducem noi, știi, în orice clipă cât ducem
Haideți, cine mai vrea să ia cuvântul la acest proiect? Dacă nu, supun la vot proiectul, cine este pentru, sau cine cineva, contra. Trecem la punctul 8 al ordinii de zi, primire invocarea hotărârii Consiliului Local numărul 121 din 22 a 12 a 2016. Da, deci e a doua hotărâre care este revocată și asta... Asta cu reprezentarea la... Da. Aia a fost luată pe rău hotărârea. Păi e rău, dar așa și înseamnă să... Dacă vă amintiți, am spus în cerință, că este ilegal ce se face. Domnul Macri nu poate reprezenta UATE, voi plus. UATE Oitus este reprezentat de primar, care este alesul comunității. Așa este. Și lipsa primarului de vice. Asta mai e domnul Timotiu. Păi, asta vreau să zic, că se referă la revocarea hotărârii cu privire la Magni, care trebuia să reprezinte comuna Oitus în asociația de salvare. Aici se mai implică și altceva. Înseamnă că trebuie să avem ca secretar unul care are cunoștințe juridice. Deci trebuie să mulțumim cu doamna la visa. Legile lucrează cu legea, nu fac apropo la legea. Aici a descoperit ilegalitatea. Da, așa este. Păi ea e juristă și eu o apreciez. Juristă. Așa scrie, după câte nu mă înțeles eu, că trebuie să fii jurist din meserie. Sau ceva. Domnul președinte, toate proiectele de hotărâri, domnule, trebuie consultat personal de aparatul specialitate al primarului, avem consilier juridic, sunt primării care nu au consilier juridic, domnule. Dar noi trebuie să profităm de faptul ăsta. Adică una se inițiez un proiect de hotărâri, îl aprobăm și a doua mână... Se poate viza. Îs bulinii negri care ajung la inițiator. Mulțumesc. Dacă mai are cineva, dacă nu se pun la vot, cine este pentru, sau cine cineva contra, deci trecem la punctul 9 al ordinii de zi. Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizarea Bacău. Deci, păi pentru că s-a revocat aceea, trebuie altă hotărâre. Domnul primar, reprezentant oficial, deci să ne reprezinte în ADIS. În ADIS. Cine este pentru? Se abține cineva contra? Să revină la situația anterioară. Să revină la alta normal, cum trebuie, cum trebuie. Da, greșită, până la urmă, că am folosit din legea 215 donativă. Trecem la punctul 10, la ordine de zi. Proiect de hotărâre privind identificarea și atestarea unei suprafețe de 6.950 metri pătrați, ca făcând parte din domeniul privat al Comunei Oitus. Domnul Floroiu, aveți cuvântul? Comisia de Agricultură a dat aviz favorabil acest proiect. Cine mai vrea să ia cuvântul la acest proiect? Eu, dacă îmi permiteți, domnul primar, că l-am inițiat. Deci, ăsta e un pământ identificat ca aparținând... La hută, nu? La hută, unde a fost cumpărat un tot de primărie și este lângă el, paralel, este al nostru, când s-au controlat și trebuie să-i facem cadastrarea. Am cerut, practic, puteam să fac spre stări de servicii cadastrarea, dar vreau să vă spun de ce vreau să-l cadastrez, pentru că am fost într-o discuție cu președintele Consiliului Județean și cu reprezentanții turnatorului și mi-acceptă schimbul de teren. Pentru bazine. Să le dau... Și atunci putem să facem schimbul și pot să vă spun că ne-a venit de la Apele Române, i-am dat lui Bâscă... E bine, eu pasă înainte, să știi, că asta e o problemă... Deci se face foarte greu pașii ăștia, că am promisiunea de anul trecut, că s-a discutat și la nivel de... și cu drumul. S-a discutat cu drumul. Dacă vă uitați pe site-ul Consiliului Județean de săptămâna trecută, o să vedeți că e postat evenimentul. Eu am stat mai în umbră. Dacă Consiliul Local Vechi, la atât de inițiativă, în patru ale mele, n-a vrut să aprobați exproprierea până acum, cazul terenului de la izvoare era rezolvat de 4 ani de zile. Dar s-a vrut ca eu să fiu o pușcărie, iar acest teren să nu fie
rezolvat. Nu o să fiți, domnule, exprimar în pușcărie, că a dat acum... Lasă, domnule, dar asta nici nu s-a... Nici n-a aprobat Consiliul Local când a fost... Întrebați pe ea care a fost în Consiliul Local. Deci, cu exproprierea, atunci și eu m-am interesat, domnul primar, m-am interesat odată ce era o construcție făcută, n-aveam nicio șansă să facem. Puteți să vă interesați în continuare. Adică, și dacă ești avocat, domnule, că nu i-am interesat să sunt avocat, domnule, care a reprezentat firma Tornador, care a zis, noi suportăm, am venit să știți. Așa, la conduceri, de ce mințiți când a spus un avocat și v-ați zis că n-avea nicio șansă? Și de ce n-ați rezolvat atunci și cu, ce? Și cu stația aia de acolo? Că ați fost dumneavoastră spus. Pentru că ai venit dumneatale și să rezolvi dumneatale. Păi da, de ce n-ați rezolvat-o? Că dumneavoastră ați făcut încurcătura. Păi de 4 ani de zile, mai bine... Când ai preluat comuna, ai preluat-o cu toate problemele ei. Da, păi bă, dacă vreți, vă duc curtea de conturi să vedeți ce a făcut. Care trebuia pe 18.03, ce să rezolvați? Scrie de sus până jos, nerezolvat, dacă e să vorbim. Da, nu, am rezolvat ce am putut. Păi da, și atunci de ce vorbiți? N-ați rezolvat. N-ați rezolvat, eu vreau să rezolv. Dacă am rezolvat-o, mai bine eu vreau să o rezolv, nu să cumva vă bagăm în pușcărie, că dacă ar fi să vă bagă în pușcărie, acum am o grămadă de hârtie aici la dispoziție care pot să le dau. Sincer, vă spun, mai bine asta cea din gură, noi le rezolvăm. Pe mine să nu mă mai șantajez. Noi le rezolvăm ușor și eu vreau să înștiințez. Și eu vreau să științez Consiliul ca să știe despre ce e vorba. Nu vreau să fac ceva fără să știe Consiliul. Faceți o asta în particular. Nu că șantaj și asta. Eu vreau să vă spun cum s-a făcut și ce pași s-a făcut. Haideți să depășim momentul. Asta de aia să votează. Asta ca să se poată să facă un schimb de teren. Să aducă în legalitate. Asta era singura chestia. Petrișor, vrem și până așa, nu? Nu. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Contra? Cine? Nu ne-a gândit acest vot, da? Avem aici un proiect de... Așa, la punctul 11 al ordinei, avem un raport privind ducerea la îndeplinire a hotărârii Consiliului Local adoptată în perioada iulie-decembrie 2016. Cine dorește să ia cuvântul la acest raport? L-am citit cu toții, am văzut și care au fost îndeplinite și vreo câteva neîndeplinite din cauze obiective, nu subiective, după cât am citit eu acest raport. Haideți să domnul Costi. Acum este la rubrica 108, privind încercare prin denunțare unilaterală a contractului de instituire numărul 4873 din 13.5.2014. Ce-i vorba? E vorba de domnul Valentin Valiseciu. Ah, asta. Așa, care știți prea bine, a fost trecător din Avizir, omul a venit după câte am înțeles. Și este de acord cu rezilierea contractului. Dacă domnul primar vrea să mai dea lămurirea. Da. Ea a fost la momentul ăla îndeplinită și ulterior a fost alta care și mai avem aici privind aprobarea întocmirii documentației tehnică economice pentru obiectivul de investiție, executare platformă betonată cu rigură de scurgere apă pluviale, parcare, zona centrală, tunelului Tuz. La data respectivă când am citit, ne s-a adus un fel de documentație, chiar domnul viceprimar a adus, precum că ar fi a primăriei. Da. Așa, da. Dacă vă amintiți, nu? Da, și după aceea... Uitați acum, e problema judecă terenul. Deci nu este a primăriei. Este a primăriei această parcare sau nu este? Este parcarea drumurilor naționale. Dacă vă amintiți, v-am spus în ședința atunci, că nu este în domeniul primăriei. După aceea noi am cerut de la drumurile naționale să dea aviz, să lucrăm acolo, să facem proiectarea și nu ne-a dat, e parcarea lor. Deci să știi cu documentație că nu este a primăriei, este a drumul cu cățelul, da? Și acum trebuie să judecăm cu ei ca să... Terenul ăla a fost pe acoperație, domnul. Acoperație, domnul, nu știi mai bine. Și chiar dacă am vrea să fac
facem parcare, da, trebuie să o teren ciumotar, cadastrăm, facem marcare și notăm roșie aia. S-a făcut grădina aia. Am spus data respectivă. Da? Da. Da. În fața aici era, era un dividea ăsta, acolo, pozar și ce mai era acolo ce mic. Da, da, exact, Andrei. Noi haideți să facem o solicitare din partea Consiliului pentru drumuri naționale să repare. Pune fotografii să vadă care este situația, dacă e... Ei nu sunt în stare, domnul Petrișor, să-mi pune găurile care sunt... Le trimitem în fiecare lucru. Raport privind ducerea în deplină hotărârii Consiliului Local al Comunei Virtuți adoptat în perioada iulie 2016-decembrie 2016. Mă gândeam la varianta că în acest material trebuia să prindeți un pic și proiectele de hotărâri care au fost aprobate și nu au fost îndeplinite. Da. Și mă refer aici, de exemplu, proiect de hotărâri privind construirea grupelor sanitare de la marginea și peste vale. Care au rămas, au rămas în aer. Nu știm nimic despre ele. Dar vorbim de hotărârile care au fost adoptate, nu de proiecte. Ce proiecte vorbiți? Hotărârile care au fost adoptate? Nu, stai acasă. Și au fost îndeplinite sau nu? Stați un pic, dar hotărârile au fost adoptate pe baza proiectelor de hotărâri. Întâi s-a inițiat un proiect de hotărâri care a fost supus în Consiliu și după aia s-a adoptat o hotărâri. Așa. Bun, și asta ce vreau să spun. Aceste proiecte n-au și ele hotărâri. Au o hotărâri. Păi dacă erau avea o hotărâri, trebuia să le găsim o hotărâri. Nu, dar s-a aprobat în perioada asta. Nu m-ați înțeles ce vreau să spun. Păi, și mă gândeam, domnul primar nu putea să dea... Și mă gândeam la varianta că acest material trebuiau trecute și ele, adică stai, păi, ce să faci? Păi, vorbim de când domnul primar, raportul dumnealui de ducere la îndeplinire. Putea să facă referire la hotărârile adoptate în perioada lui Ioan Soloș. Doamna Juiz, dar, de exemplu, aceste proiecte de hotărâri, care, bă, rog, n-au fost, era fost viceprimar, de cum s-au aprobat aceste proiecte de hotărâri. Deci avea cunoștințe de ele. Păi da, dar era raportul dumnealui de ducere la îndeplinire, trebuia să facă strict la referirile la hotărârile adoptate în perioada dumnealui. Bun. Bun. Mai este cineva? Domnul primar. Dacă dorește domnul primar să ne prezinte succint care au fost cele mai mari probleme pe care le-a întâmpinat în ducerea la îndeplinire acestor proiecte. În primul rând sunt aprobări foarte greoaie. Deci, ultima aprobare de la podul de la Sarca, de la Boacă, ne-a vindea beacul de la Apele Române. Cu stâlpul a trebuit să le aprob nu știu ce, ca să putem de la ele. Deci avizile și acum avem toate avizile, așteptăm bugetul. Cum avem bugetul, până nu avem buget, nu putem să mai continuăm nimica. Sau hotărâri. Bugetul la nivel național. La sfârșitul lunii ianuarie. În momentul cum se votează bugetul, deja putem să începem procedura de licitație, ca în martie, la prima, cum nu dispare gheața, să putem turna, începe lucrarea. Și plus acum, cu ăsta, cu fondurile europene, deci proiectul este să lucrează la proiectul de drumuri pentru asfaltare. Din cu aceea am dat drumul pentru să face proiectul. Deci, dar asta e procedura. Acum căutăm, când vine bugetul, începem cu primăria, dar formalitățile astea durează extraordinar de mult. Nu, eu nu m-am așteptat. Cum am lucrat la privat, am crezut că, domne, merge mult mai repede. Dar trebuie să stai pe capul lor și cu gazul la Poiana, la Cărăstrău. Am dat telefoane, a zis că poate luna viitoare, la Târgu Mureș. Acum... Asta e boală, vezi? Da, și acum am zis că o să mă duc, după asta, sau o să mă duc la Bacău, să vedem la distribuție, la... La Bacău? Nu, dar trebuie de la Ministerul Dezvoltării, domnule, că ăsta l-a încurcat pe la mama lui la dracu, dar acum este a PSD-ului, te nimeni. A ajuns hârtile înapoi la asta acum. La Ministerul Dezvoltării și Rebindieți. Atunci le-au modificat. Da, și când a fost primar, a făcut, e la adresă la... Nu, la niște de asfaltarea, domn primarul, să fie probleme cu niciunicare, nu este nicio realizare. Acolo, până nu fiecare
nu e conștient ca să înțelege de canalizarea aia. Și atunci nu am asfalt și tot, absolut, e o problemă. Cu canalizarea, deci înainte de a când se aprobă ăsta și când se aprobă finanțarea, deja merge la oameni. Hai să tragem conducta până în curte, la voi. Dacă nu vrea, trebuie să semneze... După aceea semnează, 5 ani nu mai voie să tai asfalt, n-ai nimic. Știți? N-ai voie, cază noi, iese din garanție. Și atunci punem pe toată lumea și cred că toată lumea o să vrea dacă aducem. O să fie și serviciu pus. Și care nu vrea să semneze, că nu vrea. Și nu vrea. Chinii nu vrea, chinii dracu nu vrea. Și cu asta ne-am întâmpinat, că documentația, licitația, exact cum e și cu mașina. A fost pus pe SEA mașina numai o lună de zile, mașinile noi nu le țin în stoc, mai ales mașinile speciale, trebuie să vorbești cu ei. E făcut comandă. O comandă la fabrică. Și durează. Și acum trebuie să facem din nou. Să facem din nou, punem bugetul, facem din nou și să dăm pe SEA să stea cel puțin 3 luni de zi. Dacă mai e la acest lucru... La ocazie am găsit, dar nu pot să cumpăr. Am găsit bascula asta. Dar sunt primării, cum alte primării au putut să cumpere tractoare la mâna a doua, mașini? Așa mi-a zis Bâscă de la achiziție, eu nu pot să lucrez. Dacă au factură cel care așa am găsit în Olanda o mașină, e adevărat, Euro 3, dar nu nouță, a stat în expoziție. Exact, mașina aia care mi-a arătat totul. Dar în Olanda, la o firmă din Olanda, să vedem. Da, și era 70 și ceva. Haideți să supunem la vot. Ce nu este pentru voi? Da, nu se supune la vot. Da, trebuie ordinea de zi. Te informare. Deci eu informam. Apropo de rapoartele noastre de afectate, vă rog să le lăsați la registratură, la înregistrat. Da, da. Rapoartele de activitate... Ale consilierilor. Pe jumătate de an. Da. Pe jumătate de an, trebuie anual. Bine, da. Bun. Deci înainte de a încheia lucrările și ședința el... La diverse mai multe. La diverse, stai așa. La diverse. Haideți, mă rog. Haideți, domnul Ungureanu, spuneți-vă. Zilele astea cum tot am ieșit cu... Au necușul ăsta. Am devisat altă. Eu l-am înștiințat cu domnul Traian, dar astea trebuie să privească la domnul Vice, o știntare sau... Platformele care sunt prin zonele care și spre comună. Lumea nu se ducă gunoaiele la cuvelă, preferă să le care cu căruța, cu căruciorul, cu mașină și dă în platforma aia. În platformele care sunt pe prunc, pe drumuri, să facem ceva cu ele, să le eliminăm. Am înțeles că sunt pe inventar, da? Trebuie. Inventar, deci lumea nu mai duce gunoiul la cuvelă, îl duce acolo, preferențial. Puteți să fie chiar așa, că să fie inventar și... Dar le luăm și ducem la să le mutăm. Nu știu că dacă sunt pe ciment, domnule, acolo, fii bătut. Păi poate să rămână platforma, să nu mai fie acolo... Dar ce facem cu călcâire cu astea, cu... gunoaiele selective când o să vină cu fundierii. Deci lumea nu mai duce gunoiul la pubelă, preferă să-l care acolo cu ce poate și-l aruncă acolo. Ce-am făcut 3 ani până acum, mă fac duci de acum un an de zile. Poate duce coltoarele din acolo. Atunci dar cu terenul 3 ani o dată pe săptămână să treacă, să bolească. Păi așa facem. Așa și facem, merge cu mașina. Așa facem. La platforme. La platforme, așa facem. Sau trebuie să continuăm hotărârea luată de domnul Dorel. Mai cumpărăm două plase și sudăm până sud. Exact, deci trebuie făcut ceva stupat. Și gata, și continuăm. Și după aceea, după ce a sudat domnul Dorel, îl pune lângă țar. Da, așa. Dacă avem polițiști locale, să ce vrem domnule? Să treacă, să dăm la 2, la 3, să sesizăm, să dăm o avertizment. Sau aruncăm pe râu și mai așa este, domnul Dorel știe prea bine, domnul Dorel știe. Deci v-am sesizat și se întâmplă. În loc să nu știm, deja sunt multe sesizări, am fost, am fotografiat, unii și-au scos, dar apar și din asta minciuni. Unii și-au scos și-au volit WC-ul și l-au pus pe câmpul lui, în curtea lui sau în grădina lui, nu-i nimic rău. Dar zice, mi l-a aruncat în grădina mea. Ne-am dus, am fotografiat, am dat răspunsul. Acum avem aparat de fotografie. Noi încercăm. Câinii s-a adunat acolo,
și intră nu să stau acolo. Când vin copiii la școală, seara îi hăituiesc. La diverse, dacă îmi permiteți, pentru că avem... Iar e eliminat, a rămas la fel. La diverse, dacă îmi permiteți... Să-mi permiteți. Exact ce am de astă vară. Mai am o lampă, mai am 5 vehicul, care din luna l-au văzut, nu sunt. Dacă îmi permiteți acum să... Numărul la poartă, vă rog, domnul Ungureanu. Nu-l aduceți, aveți și dat, domnule. Dar ați domnul, unde ați dat, domnule? Doamne, dar ați dat, dar ați trecem și la Dalu... Domnul Goreanu, mă scrisese la diverse la ăsta și eu v-am dat voie, dar dacă îmi dat voie să le continui eu și după aceea continuați și dumneavoastră. Cu lămpile, vreau să vă cer aprobarea. Au venit o ofertă cu lămpi cu LED, lampă cu totul, exact. Am luat două de probă, s-a mai luat una chinezească care e în față aici. Și a venit cu 5 ani garanție. Și lampa costă 200 și vreo 36 de lei. Și un bec care luăm și îl băgăm în lămpile astea mari, care lampa în sine nu e adaptată pentru becul ăsta cu LED. Că becul cu LED bate undeva în sus și nu mai face rază de lumină. Și atunci ăștia ne dă 5 ani de zile garanție. Și am zis, decât să schimbăm în fiecare an becuri, ne-am hotărât să luăm 100 de lămpi, dar ni le dă pe parcursul anului, că dacă luăm 100 de lămpi, ne le dă la prețul respectiv. Și cum se arde becul, punem câte o lampă din asta. Se înlocuiesc ca să nu plătim manoperă și treburi de asta. Și să nu fie discuții că ăla i-a pus lampă, că nu știu că avem... știu eu, preferințe. Simpatii, preferințe. Noi le punem când se arde becul, dacă e la hâjă, pune la hâjă, dacă e la poiană. Adică s-a aprobat dumneavoastră. Da, păi am pus de probă și au garanție. Am pus la potra ăsta, e numai de 24 de wați, în primul rând consumul e foarte mic și lumina are raza cu unul, dă și în spate și în ăsta. Și dacă trece la Cojocaru sau aici, dar asta e chinezărească și tot la prețul ăsta. Asta e una. Dacă să știți, pentru facem investiția în domeniul ăsta, ca să nu mai plătim atâta manopera și ăsta între antenanța. A doua, avem specialiști aici, pe domnul Ionel, pe domnul Nenu, pe domnul Floroiu. Unde am avut exploatarea la asta, domnul vice poate să vă spună, am fost informați de către pădurarul care e în bază, care păzește terenul, a zis că au fost vânturile alea și a dărâmat pomi, cam 200 de metri cubi. De asta. Ăia dacă îți dărâmați, ăia precis îi fură. Și ar trebui, dacă avem aprobarea, să-i marcăm și să le dăm drumul la licitație. Sau să știu eu, sau cine a fost acolo. Deci trebuie marcat în primul rând. Marcat în primul rând. Dacă ține fost acolo și am sesizat, de atunci ați fost? Eu nu știu. Am suplimentată marcarea cu aproape dublu. Eu... Da, de dublu. Este proces verbal. Un raport de domnule, știți mai bine. Și aia zic că dumneavoastră vreți, eu n-aș mai merge acum să marcăm, că nu chiar stăm așa de rău cu bani, să marcăm când avem nevoie de bani. Nu. Zic eu, dar dacă e dărâmătură... Nu se poate, nu se poate extrage fără marcare. Trebuie marcate și marcate imediat ca să nu se deprecieze materialul rămas. Da. Iar masa rămasă se deduce din cotă. Din cotă. Dar și la populație... Adică în limbajul nostru se cheamă precomptare. Se face precomptare pentru masa asta rămasă. Nu se exploatează și ce e prevăzut la rând și produsele accidentale. Să scad. De acord. Așa că trebuie făcut. Trebuie iar făcut. Demersurile sunt următoare. Am mai discutat și la seară la ședința noastră cu domnul viceprimar. Trebuie să ne trimită o copie a raportului de semnalare făcută de pădurarul. Are deja la ocolist. Așa, care pădurarul face lunar. Asta și de câte ori, nu, cel puțin, de câte ori este nevoie. Face raportul de semnalare, există la ocol, să vedem ca să putem face noi o scrisoare din care să rezulte că cerem marcarea produselor accidentale. De unde avem sursa de informație? De la pădurarul care a făcut semnalarea. E în sarcina lui. Să marcă și în continuare
sunt o meșteșugul de pune valoare și se precontează din produse principale sau din aceeași natură de produse din care face. Domnul inginer, noi o să solicităm oricum la Ocolul privat, că acolo avem contractul, să ne prezinte planul de marcare, casa de interior. Da. Și Comisia de Agricultură o să se gândească, o să facă o adresă, să ne prezinte tot planul de marcare, planul care este în curs. Ca să știți ce bani puteți să încasați. Noi ca primării. Și o să ne ocupăm, dacă sunteți de acord, să facem treaba asta cu Comisia de Agricultură. Și atunci sunt convins că sunt trecute acolo și urgențele care se ia tot într-o ordine. La nivel de Ocol Silvic privat am mai discutat. Când are loc exploatarea sau marcarea, să fie și din partea noastră un reprezentant. Să participe cineva. Să participe. Și mi-au confirmat că chiar este recomandat să fie din partea noastră și la darea în primire, pentru că s-a venit că exploatarea a fost gata, e tot în regulă și dacă ne ducem de la ieșit din Ferăstrău până la Nicușor, la pe fiecare cioată este toate crengile, cu toate că în caietul de sarcini era să se adune o grămadă mare într-un loc unde nu vizibil, că în fiecare an vine garda de mediu și ne sancționează că aluviuni și crengi la torenți și treburi din astea. Da. Iar tot de la garda de mediu ne vine în fiecare an pentru împăduriri terenuri degradate. La nivel de țară, de județ, există o comisie care, dacă îi chemăm, vine și spun punctul de vedere. Dar nouă când ne cere, eu ca nespecialist sau știu eu, spun domnule, acolo este. Ar trebui din partea consilierilor să facem o comisie și cu asta, că știe mai bine. Asta. Și să știm terenurile și să spunem, astea sunt pentru, și particularii sunt prevăzuți în asta. Dacă au terenul și vor să le împădurească, că sunt terenuri rele, să le băgăm și pe alea când ne cere raportarea. Și atunci, cu fonduri europene, se poate planta. Dar, dacă sunteți, domnul Ionel are hârtia, să trecem, dacă vreți să trecem din partea consilierilor, unul, doi reprezentanți, ca să știm la cine să apelăm, să dăm o decizie. Avem domn primar. Avem specialist, inginer. Domnul Ionel, dacă vreți să puneți aia... Da, domnul Ionel. Ce vreau să discut în legătură cu ce ne-a prezentat până acum domnul primar. Comisia are rolul de a identifica aceste terene. Condiția pentru ca să intre la finanțare un proiect de genul ăsta este să fie o suprafață compactă de minim 3 hectare. Nu ne putem organiza, nu putem face un proiect pe 2 prăjiri, pe cât are cetățeanul în spatele culturii, unde alunecă terenul și asta. Acolo sunt alte legi care reglementează și asta, dar aici un proiect de genul ăsta poate fi de 3 hectare. Cine poate să beneficieze de alocarea fondurilor? Consiliile, în primul rând, consiliile locale, care au pășuni în administrare. Pășuni degradate, porțiuni din pășuni care sunt într-o stare oarecare de degradare. Toate pășunile românești sunt într-o stare oarecare de degradare, dar unele mai mult. Cum avem noi aici, de exemplu, un Catchka, în zona asta, de la Călcâi până la Albert. Și Albert, parte din Albert, și sunt și cu sărături, la noi avem mai multe dificultăți. Pentru a se întocmi proiectul, trebuie un plan de situație, trebuie acordul proprietarului. Asta e foarte greu de obținut de la persoane fizice care au și ei drept intră în aceeași categorie de problemă naturală a proprietății și ei intră. Dar când aude, dacă te duci la cineva și spui, băi, aia acolo o râpă, ia să o împăduri în mână. Nu o să fie de acord niciodată. De ce? Pentru că oamenii au trecut prin niște faze. Când terenurile care s-au împăduit în mod natural sau întufărit și asta, ni s-a confiscat terenul și a fost introdus în mod forțat în fondul forestier. Și din cauza asta e o amintire total neplăcută și oamenii nu o să fie de acord niciodată cu așa ceva. Dar noi putem, că gândim lucrurile puțin altfel. Fără schimbarea naturii proprietății. E al consiliul local, un consiliul local rămâne. Ce nu mai mare împăduit, avea destule totuși. Majoritatea în cazul la fel, să mă părinte. Corul proprietar. Și încă proprietar, hotărârea comitetului și așa mai departe.
Însă, pentru anul 2017, cred că este o situație ratată, pentru că nu mai e timp de identificare, de întocmire cadastru, de întocmire proiect până la 15 martie. Și un set la primărie, am înțeles. Da. Și obținerea fondurilor, deci înscrierea, înscrierea la Ministerul Dezvoltării și obținerea punctajului pentru a se califica în... Mă gândesc în perspectivă. Ne complicăm. În perspectivă, deci dacă identificăm în cursul anului 2017 și să venim în 2018 cu măsuri de... Nu-i târziu, un an pentru natură, un an pentru natură la scala Universului nu este în totul. Cum au fost până acum, o să fie și de acum. Dar eu aș vrea să constituim perimetrul de ameliorare acolo și să facem o plantație care rămâne, beneficiază lumea, de ea nu numai un grup restrâns de cetățeni. Nu, pentru toată lumea, să zice, stă la umbră, nu. Dă drumul. Nu știu. Un proiect de hotărâre. Da, nu a fost și comisia. Comisia trebuie să identifice. Acum, din comisie până acum, sunt propuși de Ghineț, Ghineț are un referat, foarte bine făcut referatul de altă, și zice așa, face parte, sunt propuneri să facă parte. Domnul Bodea, domnul Ghineț, care e specialist în agricultură, delegatul OCPI Căiețeanu, domnul Căiețeanu, nu e lumea, îl cunoaște. Așa, șeful ocolului silvic de stat, Cojocaru Adrian, Amadie Robert, care se ocupă de mediu, și ar mai trebui să fie completat cu unul, doi consilieri. Nu neapărat specialiști, pentru că nu crezi că un mai bine specialiști. Un brăiu de poartă, poartă să-l întreb pe Nea Costică dacă vrea să-i plantăm, nu le poartă. La comisia asta? Nu umblăm, nu. Nu umblăm, că n-are niciun rol. Comisia asta o să fie constituită în mod formal, pentru că în mod legal, printr-o dispoziție sau hotărâri, nu se poate. Ea este deja constituită prin ordinul prefectului. Da. Deci stabiliți voi de comun acord și faceți o ședință, stabiliți modalitatea de lucru, dar să constituiți comisia printr-o dispoziție a primarului sau printr-o hotărâre de Consiliu este ilegal pentru că ea este deja constituită. Nu sunt reprezentanți. Nu merge la prefect. Noi nu la nivel de asta. Doar să identificăm la nivel local, pentru că cei din comisia stabilită prin ordinul prefectului nu vor veni să identifice pe plan local, că nu știu cât interesează. Bun, bine, că s-a tăiat destul, să mai punem și la prefect. Deci noi în momentul când intrăm terenul respectiv, vine comisia de la Bacău. Dar noi trebuie să-i spunem, să identificăm terenul. Identificare. Noi, comisia asta o face pentru identificare. Ca să știm, domnule, și pentru transparență. Că eu spun, hai să facem acolo, dar dacă suntem și consilieri și ăsta mai mult, deci e transparență. Asta vreau eu și mă gândesc. Ca să dispară suspiciuni, că v-am spus și cu becul, dacă pui un bec acolo, de ce l-ai pus, că ai pile, că nu ai pile, că să nu se mai interpreteze, știi? Domnul primar, Comisia de Agricultură, este măsură, există o comisie de agricultură care ar trebui să știe și ea tăienurile care sunt și atunci e măsură să iau... Puneți acolo membrii din Comisia de Agricultură prin rotație sau după cum au... Pe cine propune? Pe rotație! Comisia de Agricultură suntem mai mulți. Și fac prin rotație, nu? Membrii Comisiei de Agricultură. Membrii Comisiei, cine se poate fi acolo? Care suntem? Păi suntem, avem doi specialiști. Avem cinci. Și domnul Nenu, și domnul Floroi. Da. Care și domnul Romi, că poate să fie toți care suntem în Comisie. Da. Nu, dar sunt cei doi, și au lucrat în specialitate. A, domnule, Comisia de Agricultură, membrii, își gata, cinci. Așa e, se fi. Poftim, rotim oamenii de acolo. Asta trebuie să meargă la adresa, trebuie să meargă la documentele ședinței. Domnul primar, am o rugăminte de acolo. Avem în stație de autobuz, sunt acele coșuri. Tot timpul sunt pline și mai trag câinele, fac vizierii pline. În momentul când de la primărie se pleacă cu tractorul, se goliți platformele da, ecologice, se curăță și coșurile astea din stația de autobuz. Și așa nu spune. Așa. Am mai vorbit asta, a trebuit să punem... Da, misieri, urât, domnule, noi vrem acum să punem microbuzul ăsta în funcție, dăm niște scaune jos și dacă l-avem pe ăsta, o să facem într-o zi din ăsta, să trecem peste tot, că să avem în spate, punem... Avem niște coșuri, punem în ala, strângem undeva la comandă. A trecut mai bine de o lună de la legile parlamentare. Toate panourile de afișare electorale sunt pline cu afișe. Urât. Adică, cu oameni ajutor social, cred că n-ar fi într-o zi de la Poiană și până le curățim să nu mai fie tot... Bihățmane au curățat eu. Cu domnul vice am vorbit, că le-am făcut în grabă,
Și vrem să le vopsim. Și așteptam o zi călduroasă, ca în momentul când mergem să le și vopsim, că ați văzut cum ați dat peste tot. Noi le-am făcut. Noi le-am făcut. Noi le-am făcut. Noi le-am făcut. Mai bine să le curățim și găsim ziua aia călduroasă pentru vopsim. Mai sunt peste 4 ani, cine știe. Păi nu, dar știu ceva sunt. Știi ce se întâmplă? Au trebuit să afișăm și altceva la ei. Costele, au deja 10 ani aproape. Știți, dacă foarte greu pot să amplasez. De-aia am băgat pe reparație și a zis că ne dă banii, că ne dă banii de la prefectură și ne-a dat. Amplasarea nu a să facem o lună. Și amplasarea, dacă să obținem alta amplasare, e foarte greu. E greu. Și atunci de-aia a trebuit să le băgăm pe reparație, să nu mai avem aprobări și asta. Și atunci trebuie să le întreținem. Domnule Mașină, mai mult o problemă. În ce stadiu se află acum amenajamentul cu pastorat? Uitați, dacă vreți să-l chemăm... Da, dacă vreți să... Am zis că eu de la mine putere, l-am chemat pe Căiuțeanu, n-a venit, întrebați-o pe Emile, am spus să vină, a zis că vine, n-a venit. Și vreau să discutăm ce am făcut și pe propria răspundere, că dacă nu și-a nimeni o răspundere, rămâne în continuare așa. Deci nu avem voie să depășim cererea înainte. Dar, îi zic, de ce a fost înainte, chiar dacă mai pierdem o porțiune, chiar dacă după aceea o mai rectificăm. Și să facem, să putem să dăm în pastoral, am zis. Și dar n-a venit să discutăm, că l-am chemat, de vineri l-am chemat să vină. Uitați, sunați pe Emilia, mergeți la Emilia și spuneți-i și la domnul Ghineț și la asta, că trebuie să... Cel care ne-a făcut cadastrarea, n-a mai vrut să vină anul ăsta, că n-a găsit oameni, a măsurat pământul și a rămas așa. Că Iuțeanu ne-a zis că nu o să faceți nimic acum. Că unii oameni nu vin și atunci vreau să discut și problema asta. Că iar o să ne dea banii ăștia de la OCPI cu măsurători. Și am zis, noi facem măsurători unde găsim clienți ăsta, proprietarii găsim, care nu îi lăsăm așa. Sunt hotarele ăia care se însemnează pentru hotare și ăia după aceea o să se judece între ei. Când i-am chemat zice că e pământul meu, dar nicăieri nu era... în acte. Și nici documentație. Și după aceea punem cine sunt proprietari, cine a plătit, cine asta și după aceea alea care nu sunt, o să vedem unde le trecem. Domnul Mar, știți că... insist, trebuie demarat această lucrare pentru că vine acuși... Știu că vin, dar uite, anul ăsta nici nu am mai plătit, nici n-am mai vin să plătească. Și nici anul ăsta nu vor primi bani. Păscuit. Vă ia subvenții. Da, și ei... Nici păscutul nu l-au plătit, n-au mai venit, că a zis că n-am contract, numai aia care au avut contract. Și eu l-am chemat, am zis, hai să facem, chiar dacă ne mă rugăm. Și să facem treaba asta. Am zis că trebuie să riscăm o dată, că doar nu iei pământul în spate și pleci undeva. Să mergem, că a fost făcută o măsurătoare, o hartă cu terenul nostru, ce a rămas de măsurat ceva pe la Hârja a mai rămas. Acolo nu-i măsurat, dar acolo se poate măsura și acum. Zona respectivă, numai să vină Căiuțeanu. Da. Eu l-am chemat, dar n-a venit. Dacă îmi vine, pot să mă chem și pe dumneavoastră să discutăm, să ne luăm hotărârile în comun. Da. Domnul Vici. Reprezentantul la EUN, aș vrea să treci și dumneavoastră, în care sunt la Enel. Suditul Siliu. Și numărul de telefon. 0764 650-472 Suditu Silviu 0764-650-472 Luați fiecare legătura... Luați legătura cu dânsul, dar ce mi-a spus, mi-au spus și dumneavoastră. Că la rândul nostru spune populație. Suditu, da. Este mult mai ieftin decât ăla. Cine nu are contracte, îi dă numai o hârtie, se ocupă ei de contracte. 0764. El se duce la EON, chiar dacă există contractul vechi, zice că sunt făcute abuziv. Zice că s-a automat legea concurenței și nu mai are niciun efect contractul semnat cu EON.
Și e mult mai ieftin. Distribuția o face tot euro, dar se liberează piața. Și oricum, de la 4,38 până la 50, cât o fac, e diferent. Bun. Deci dacă mai este cineva, dacă nu... Aș mai dori... Haide, domnul Ungureanu. Acum, primar, cu stânele astea, trebuie făcut și cu ele ceva. Pentru că au stână X, Y, Z. Ei ce fac cu ele? O ia de aici din sat, prin toate viile, prin toate curăturile, prin toate livezile. Toate pășunile. Știți mai bine că nu sunt singur afectat. N-a ajuns să culeg recolta, deja e distrusă. Să se facă ceva. Nu știu, trebuie să ceră autorizații, ceră pasă-i... La primăvară, domnul Ungureanu. În februarie... Să se țină cu vot că revine la primărie, să îi se aducă la cunoștință, să se ia măsuri cu ce are zona lui, acolo să le pășească. Nu pe zona persoane care e mințe, că le dă lemne, că le dă grămâțe, că le dă lână și... Deci, nu mai dă nimic, nici brânză, nici lemne, nici lumea. Eu am văzut... Lână, mai lasă. 2 hectare de pășune acolo... Am de la cetățenie. Nu mai dă aici, pe la minimă. La cetățenie am. Deci o aduc ca și mi s-a dus la cunoștință. Dacă nu mai este nimeni, eu închei, adică să supun la vot încheierea ședinței. Faceți, vă rog, propuneri pentru ședința viitoare, care va avea loc pe 16.02.2017, vei avea ca principal punct la ordinea de zi, privind aprobarea indexării cu rata inflației anul 2016 al evidențelor și chirilor din contractele ce vizează bunuri aparținând comunei Oituz. Da. La revedere. Deci s-a înțeles, da? Deci pe data de 16 a doua. Eu vă mulțumesc pentru participare și vă urez o zi bună, sunt 9 ani. Era bolnav, nu știu. Așa, cred. Era bolnav.